Am de făcut o prezentare complicată, oameni buni, și de ce am să vă spun lucrul ăsta? Pentru că invitatul meu tocmai iese dintr-un război, sau a ieșit dintr-un război cu bine, din punctul lui de vedere, dar și pentru că această campanie pe care a trecut-o e una dintre cele mai dure campanii care fost să le, pe care le-am văzut vreodată. În politică, în fotbal, în România în general, o campanie la care nu mă gândeam că e o campanie electorală pentru un sport și te gândeai că lucrurile o să meargă mai altfel. Nu, lucrurile au mers foarte complicat, cu atacuri de o parte și de alta, cu lovituri dure și așa mai departe. Dar mai e o chestiune esențială în prezentarea invitatului meu: e aceea că uh... El reprezintă, într-un fel, o schimbare esențială în România, o schimbare care nu e acceptată de foarte multă lume și o schimbare asupra căreia trebuie să discutăm astăzi. România este obișnuită pe următorul tipar. Ca un spital să fie condus de un doctor, ca o școală să fie condusă de un profesor, ca un combinat de siderurgie să fie condus de un siderurgist, zic, și așa mai departe, respectiv ca o federație de fotbal să fie condusă de un fotbalist. Uh, E o discuție care se întâmplă peste tot în lume, dar în foarte multe țări. Cei care conduc fotbalul, cel puțin, nu sunt fotbaliști. Invitatul meu de astăzi, v-ați dat seama, e Răzvan Burleanu. Bine ați venit! Bună dimineața și vă mulțumesc pentru invitație! A, un interviu mai relaxat, Bine. să știți, astăzi, după ce ați trecut prin toate chestiunile astea. Sigur că vom vorbi și despre lucruri importante. Dar hai să pornim de aici! Eu întotdeauna dau acest exemplu, care pentru mine este deja clasic. Omologul dumneavoastră din Anglia, Greg Dyke. A condus BBC-ul, a condus poșta engleză și acum Federația de Fotbal. Râd de fiecare dată spunând că Greg Dyke a văzut o minge de fotbal când a ajuns la Federație acolo. E important să... Nu știu, Dacă vorbim când... despre Federația din Anglia, acest lucru se întâmplă nu numai în ceea ce îl președinte, dar și pe CEO-ul sau secretarul general al, al Federației, care la fel vine, vine din mediul de business. E bine, această perspectivă, să spunem, exclusiv bazată pe management, o regăsim în tot ce înseamnă Occident. Deci dacă o să ne uităm așa, Anglia, ne uităm după aceea Olanda, Germania, Franța, până și Italia, în momentul de față, dacă ne referim la directorul general al, al Federației, fiindcă Federația Italiană nu mai are un președinte astăzi, o să regăsim această, această perspectivă. Portugalia are și un alt, un alt exemplu. Acest lucru îl regăsim inclusiv în ceea ce privește structura asociativă a celor mai importante cluburi de fotbal din Europa. Asociația se numește European Club Association. Așa și asta uh, cine o... E... Ea este condusă astăzi pe de o parte de Anieli, cel care este și ge uh, managerul general al Juventus, dar și de Ivan, Ivan Gazidis, CEO-ul clubului Arsenal. La fel, fiecare dintre ei povești exclusiv din af în, afara, în afara fotbalului. Unde o să regăsim în schimb oameni uh, foști fotbaliști pe care îi regăsim în, în funcție de conducere în federație? Este mai degrabă în estul Europei. Da? Croația. Iar asta o cultură locală. Uh, da, și cred că e și o chestiune de trend în același timp, fiindcă și în Occident s-a întâmplat la fel până acum 25-30 de ani, în care la fel cum ați avut, ați avut această parte de introducere în care doctorul trebuie să fie și managerul spitalului, la fel s-a întâmplat și, și în fotbal. E bine, fotbalul, mai ales în ultimii 25 de ani, s-a industrializat. A devenit o adevărată industrie. Dacă facem o analiză pe bugetele cluburilor din anii 90 și vedem unde s-a ajuns astăzi și probabil care va fi nivelul de după 2020, o să regăsim o creștere extraordinară. Și vă dau doar un exemplu. Barcelona, în 1992, avea un buget de 25 de milioane de euro. Peste, în 2020, bugetul lor va atinge un miliard de euro. Ok. Asta ca să înțelegem Și atunci noi. ai nevoie de cineva care să stăpânească, bănuiesc, asta e logica, să stăpânească un anumit tip de meserie. Exact. Pe de o parte, în același timp, o distinție pe care noi la nivelul federației am introdus-o încă din 2014 sunt cele două perspective. Pe de o parte, cea de management, iar pe de cealaltă parte, cea tehnică, cea exclusiv, exclusiv sportivă. Iar astăzi ea funcționează la nivel de federație și chiar prin prisma acestei perspectivă am reușit să clarificăm foarte, foarte multe lucruri. De exemplu, noi la nivel de federație am reușit să întărim foarte mult rolul Comisiei Tehnice și în același timp rolul Directorului Tehnic al Federației. Știți cum e lumea, domnul Burleanu? E zice așa, domnule, dar... Știi fotbal? Adică, dumneavoastră știți un pic de fotbal? Dacă vă întreb așa, le aveți pastea cu ce fac jucătorii în teren? Cum e cu tactica? Eu, uite, eu mă uit la fotbal, eu sunt fan de fotbal și aici vă fac o mărturisire. Mă uit, dar nu înțeleg jocul în sine. Adică... Și atunci vine aici la meci Ilie Dumitrescu, vine Gabi Balin, vin oamenii care la Digisport se ocupă și zice bă, la nu întâmplător s-a dus pe dreapta pe acolo. Avea el o chestie așa. Dar dumneavoastră le vedeți? Adică le vedeți ca un fotbalist? Dar nu trebuie să vă simțiți oarecum ne la locul da, po zic și, potrivit. Da. De ce spun acest lucru? Fiindcă întotdeauna un meci de fotbal este văzut într-un mod diferit. Pe de o parte, trebuie să facem distinția între suporteri, da? pe de o parte mm -hmm. și de alta celor două echipe. În mod cer, suporterii vor vedea meciul uh, și jocul propriei echipe într-un alt mod decât îl vor vedea ceilalți. După aceea, antrenorii vor vedea cu totul altfel același joc de fotbal și, bineînțeles, dacă ești pe margine, ești neutru sau, din perspectiva aceasta a managerului, vezi altfel lucrurile. De exemplu, un manager, când se uită la, la jocul de fotbal, nu se uită uh, și asta e... E, e o perspectivă deja asumată cam în toată, în toată Europa. Nu te uiți la sistemul de joc, nu te uiți la ceea ce... Așa, la, la, la ce vă uitați, te... uitați? Te uiți în primul rând la satisfacția suporterului. Asta te interesează. Încă un antrenor întotdeauna va avea ca obiectiv jocul. Și asta trebuie să fie. Adică dincolo de faptul de a câștiga meciul, obiectivul unui antrenor și al echipei în sine și la finalul zilei a clubului este să aibă și un joc spectaculos. Rolul unui manager este să, să se asigure că suporterul, atât cel de pe stadion, cât și cel din afara, din afara stadionului și mă refer la cel care stă în fața televizorului, este să fie mulțumit. Cu toată această experiență pe care o trăiește. Deci, ce oferiți eu un spectacol, nu? Da, și nu în mod întâmplător. Adică, o să, dacă discuția ar fi una mai, mai, lungă, aș putea să vă ofer foarte multe argumente că fotbalul este parte a acestei industrie de entertainment. Nu în mod întâmplător, noi, noi concurăm și suntem într-o competiție cu tot ceea ce înseamnă această industrie de showbiz. Și nu numai România, dar în în Occident, lucrul ăsta e de vreo 20 de ani. Adică, în să le spunem oamenilor, că asta l-am auzit la oameni din marketing, meciul de vineri seara, de exemplu, se bate cu vocea României. Exact. Ceea ce e dramatic de important pentru ambele industrie. Exact. De-aia multe televiziuni nu vor pune meciul important vineri seara sau vor pune tocmai un eveniment vineri seara ca să ia audiență mai mare. Mai mult decât Dar... atât, comportamentul nostru s-a schimbat foarte mult în ultimii, în ultimii 20 de ani. Adică, timpul nostru s-a redus, s-a comprimat foarte, foarte mult. Timpul pe care îl avem azi la dispoziție pentru a-l petrece alături de familie, alături de prieteni, s-a comprimat și el. În mod întâmplător, prieteni, numărul prietenilor noștri s-a redus comparativ cu dacă dăm așa, avem pur și simplu un răgaz de timp să ne, să ne gândim la acest lucru, ceea ce s-a întâmplat în urmă cu 20 de ani. Posibilitățile de petrecere a timpului, iarăși uh, uh, au crescut, iar timpul s-a redus. Deci suntem într-o competiție și într-o da, alertă. Cu nu a răspuns. Care. Fotbal? A, a, jucat un pic de fotbal. M am născut cu fotbalul în casă. Așa? Adică tatăl meu, mai ales e foarte cunoscut în zona, în zona Moldovei Nu sunt aici din București, sunt, sunt din Bacău Născut la Focșani Și primele săptămâni mi le-am trăit la, la Târgoviște Într-un într oraș în care chiar am revenit Juca tata acolo? Juca acolo în la ce La Chindia? Fe, fece Târgoviște, îi spunea Fece-me fece Târgoviște, cred că îi spunea atunci Și pentru o perioadă scurtă de timp s-a dus la Petrolul Târgoviște O echipă mm -hmm. care era în Liga 4 a fiindcă se certaseră cu antrenorul da, Antrenor era Dinu la vremea respectivă ah, Cornel Dinu, Cornel Dinu. Ah, ah, deci m-am născut cu fotbal în casă la șapte ani cred că era iarnă ah, m-a dus tata la fotbal era o sală de sport ah, una din asta așa veche inclusiv atunci a rămas în picioare și astăzi la noi acasă la, la Bacău și de la șapte ani până la 19 ani Zi de zi, fie că a fost iarnă, fie că a fost vară, pe terenul pe terenul de fotbal. Adică ați făcut juniorat la fotbal. Da, la, fi, la FCM Bacău, cum se numea clubul în, în vremea care arăt, în respectivă. Care, 20 de ani, era un club puternic din zona Moldovei? Și, de, și dacă ne ducem inclusiv în anii 80, cu atât mai mult o să găsim rezultate remarcabile ale clubului. Ce de... jucați? Uh, din cau... uh, fiind mai înalt față uh. de colegii mei și uh, așa mai, uh, mai puternic, am început ca fundaș central. După care, cu vârsta, am mai avansat, fie la mijlocul terenului, fie chiar atacant. Adică am trecut așa. Nu mai importă, nu, nu mai importă, da, nu, nu am era fost. Erați buni cel mă, cum v-ați Un jucător foarte muncitor. Cred că lucrul ăsta cel puțin m-a marcat. Am fost și la o selecție de echipă națională, la under, Under-17. Deci asta înseamnă că eram în primii 2-3 din, din și, echipă. Și tata ce spune? Despre... Pe, de exemplu, o caracteristică pe care am remarcat-o la tatăl meu, la vremea respectivă vă spun sincer, nu am înțeles-o, dar pe care în schimb astăzi o recomand tuturor părinților care au copii fotbaliști, este că nu a venit, cred, la, la unul sau maxim două meciuri, a fost alături a fost în tribune acolo. Aha, aha. La antrenamente nici atât, nu numai că nu-i permitea programul, dar fiindcă a spus pur și simplu că nu vrea să pună o presiune, o presiune în plus. Lucru pe care îl recomand, de fapt, tuturor părinților. Numai întâmplător din, din această toamnă o să și lansăm o, o campanie foarte importantă și anume de a, fi, de a fi un părinte responsabil pentru un copil fotbalist. De foarte, multe, de foarte multe ori părinții se duc alături de copii, stau acolo pe margine la antrenament, la meciuri, țipă la copiii, le dau indicații încât Copilul nici nu mai știe ce să facă. Antrenor, știu, sunt povești foarte complicate. Uite, ăsta era un exemplu pe care îl urmau și alți părinți sau era tatăl dumneavoastră o. cum să Tatăl meu cred că era o excepție, dar ca el mai erau și alți alți părinți. Dar bineînțeles, așa cum arată lucrurile și astăzi, erau și părinți care veneau acolo la fiecare antrenament, astfel încât probabil și imaginau, fiindcă asta de foarte multe ori o mare greșeală a părinților de a-și pune toate speranțele în succesul copilului și copilul practic se poată să reușească în ceea ce părintele nu a reușit. Îl vedeați pe tata jucând? Prins, da, a fost și copil de minci da? la, la, la meciul în care Cum el era tărără. Uite, hai, acum mm. după 20 de ani puteți să-i faceți o evaluare? Uh, pe, cred că uh, lucrul cel mai important care l-am învățat a fost uh, acea, uh, acea dorință foarte mare de victorie pe care o avea. El era și capitanul echipei. Mm atât la, atât la FCM Bacău cât și apoi la Ceahlău Piatra Neamț. Avea răutatea aia pozitivă, cum exact, spun exact. italienii? Ital, cum spunem și noi, de altfel. Da, nu da. trebuie să fii neapărat italian ca da. să recunoști că ai nevoie de asta în teren. Și cred că ăsta e lucru care, pur și simplu, l-am învățat, învățat foarte mult de la el. A, bineînțeles, nu în teren, ci în afara terenului, că atunci când ai un obiectiv trebuie să faci tot ceea ce poți ca să poți să-ți atinge acel obiectiv. Dar, bineînțeles, în limitele regulamentului pe teren, în limitele legii în afara terenului și a fair play-ului. Deci asta era principala calitate, știați? Era un lider fără... A fost și bineînțeles cariera mea a fost puternic influențată de către el Nu mod întâmplător, antrenorii îmi spuneau că dacă aș reuși măcar la jumătate din capacitatea lui să, să ajung aș, aș fi ajuns un mare, un mare fotbalist da? La 19 ani, în schimb în urma unei discuții cu el, cu mama Uh, am luat o decizie împreună că nu are rost să mai continui, fiindcă nu am Asta șem. e foarte interesant, pentru că eu știu că un copil visează în adolescență că ăla e drumul, adică plus familie de fotbaliști, plus gloria pe care știi că ți oferă fotbalul. Cu siguranță. În același timp trebuie să iei și o decizie foarte importantă în ceea ce privește cariera ta. Adică, explicați-mi, uh, că aici e important pentru multă lume. Sigur. Păi haideți să vă dau un, un exemplu. Astăzi în fotbal avem cam 220.000 de jucători de, de fotbal. Profesioniști. Da. Contracte la nivelul ligii întâi, unde până la urmă este vârful, vârful piramidei, ajung să semneze 400, maxim 400 de jucători. Dintre aceștia, o bună parte e reprezentată de jucători străini. Deci din cei 400, cred că mai rămân vreo 200-250 de jucători români care ajung să semneze să semneze păi, contracte de... răzvamburile anul raționamentul ăsta l-ați făcut dumneavoastră la 19 ani, adică ați putut să vă faceți o evaluare asupra propriilor forțe, să spui, băi, eu nu o să reușesc chiar. Uh, Sau cum a fost? Nu aș momentul? vrea să vă surprind, dar da, adică pur și simplu mi-am spus că dacă nu am șanse să ajung, să ajung un jucător de, de Liga Campionilor, un jucător de, de echipă națională, nu vreau să continui. Încă tot ce a, în, tot, în toată cariera mea am fost marcat așa de acest lucru de a face mai bine, indiferent în ce loc m-am aflat. Și cred că asta ar trebui să fie o caracteristică a noastră a tuturor, indiferent în ce sector funcționăm la un moment dat, să ne facem treaba mai bine. Și atunci, la finalul zilei, de fapt, toată societatea ar putea să se miște mai bine și asta a fost decizia pe care am luat da, atunci. -a, și a fost vreun punct, vreun moment care v-a spus băi, eu nu sunt eu nu sunt ăla de Liga Campionilor? Acum trebuie să fiu foarte sincer cu dumneavoastră au fost și chestiuni de integritate în sensul în care la acea selecție, la Under 17, când am fost, prima selecție de altfel și ultima, și nu vorbesc acum despre mine, ci vorbesc de jucători mult, mult mai buni decât mine, care nu au fost selecționați în detrimentul altor altor copii, mm -hmm. altor juniori. E bine, lucrul acesta m-a marcat. Cu toate acestea am continuat, mai continuat încă 2 ani de zile. Între timp, la vârsta de 14 ani, am și început, să spunem... Da, o carieră în arbitraj la nivelul județului Bacău uh, și iarăși acolo am văzut foarte multe intervenții de acest tip și inclusiv șpăgi care erau cerute pentru mm -hmm. a, fi, a fi promovat. Lucru care cu siguranță foarte puțină lume din fotbal vrea să recunoască atât la nivel de junior, la nivel de loturi naționale, cât și în arbitraj da, ca să poți e... să promovezi. Deci sistemul... Dumneavoastră era parte din sistem, totuși tatăl fotbalist valoros în zonă trebuia să fi fost recunoscut de acest sistem. Adică, cumva, niște înlesniri, băie e fiul lui Burleanu, adică eu știm la fel de bine România, nu? Dar, cu toate acestea, copii de, de acest, de acest pro, cu acest profil mai erau. Nu eram singurul și, întotdeauna, banii aveau întâietate, deci, dincolo, dincolo de nume. Adică, de foarte multe ori, poate rămânem surprinși. Dar, cam aceasta a fost realitatea fotbalului românesc și, cu siguranță, dacă veți sta de vorbă așa în afara unui interviu cu foarte mulți oameni din fenomen, o să vă recunoască foarte multe elemente de acest tip. E bine, toate aceste elemente cel puțin mi-au marcat copilăria. Nu am vrut ca la un moment dat să fiu parte și să continui toate aceste, toate aceste lucruri. La 19 ani am spus că vreau să continui în parcurs academic. Am plecat din Bacău, am venit la București, am plecat și în afara țării să-mi să, continui, să continui studiile. Și n-am vrut să mai am absolut nicio legătură cu, cu fotbalul în mod direct, încercând din răsputeri să dezvoltăm ceea ce la început nimeni nu ne dădea nicio șansă, să dezvoltăm o organizație paralelă cu fotbalul la vremea respectivă, în mod întâmplător, acum patru ani se spunea despre mine că sunt un mini-candidat, apoi un mini-președinte, am apucat să dezvoltăm ceea ce astăzi denumim la nivel național, european, dar și internațional, conceptul de mini-fotbal. Am, am văzut și o să ajung și acolo, dar asta un pic că vreau să spun și la alt tip de experiență al dumneavoastră. Uh, la arbitraj ați renunțat din același motiv. Același nu? motiv. O 3000 adică. de mărci, cam asta adică Asta m-au despărțit de a continua în arbitraj. Vi s-a cerut și da? Da, deci, da. 3000 de mărci să a fiului Luburleanul, las care de unde a jucat fotbal, nu care era contul. Și bineînțeles că tata avea bani, adică familia noastră avea bani în vremea, în vremea respectivă, deci nu se punea problema de a plăti 3000 de mărci. Dar am considerat că nu este corect să plătești și să păcălești un sistem, mai ales că la vremea respectivă, dacă ai fi fost corect, să-i fi recuperat investiția între ghilimele de 3000 de mărci în vreo 2 ani de zile. A, cât da. costă? Așa costă un meci. Da, nu mai amintesc -am cât era baremul de arbitraj, da, dar da. mi-am amintesc calculul care l-am făcut a, la, da. la, la vremea respectivă. Bănuiesc că cine dădea de cele 3000 de mărci avea și alte metode de a Ei, bineînțeles, recupera de adică bani După, mi-am dat seama că de fapt eu am fost singurul care mi-am mi făcut acest calcul că îmi recuperez investiția în 2 ani, Par... alții și ar fi recuperat o probabil în 2 meciuri. Paranteză astăzi aveți ochi format să vedeți că un arbitru îi scapă un picior? Așa, știu că nu vă puteți spune că e pe bază de probe, că și așa mai departe. A când te uiți din tribună și ai și experiența, ai un câțiva ani de stat pe teren, câțiva ani de arbitraj, Și dintr-o familie de fotbal, vezi când îi scapă un picior, o mână, o... Bun, cu siguranță ce aș fi avut nevoie este să fi fost fie jucător, fie arbitru la un nivel, la nivel înalt. Aha. Deci nu la acest nivel de formare, să spunem, la fel ca foarte mulți alți Mm -hmm. Jucător din România care își termină, și încheie activitatea la, la 19 ani, fiindcă aici e o pur și simplu e un punct de mm -hmm. un punct definitoriu în cariera unui jucător, vârsta de 19 ani, la fel cum e și cea de 14 ani. Uh, cu siguranță o să vezi anumite lucruri, dar prefer să-i las pe, pe profesioniști, mm -hmm. așa Uh, avem foarte mulți profesori care Eu discuție că... când veniți, au zis când veniți luni dimineața la federație, vă las consilierii dumneavoastră care unii sunt forți ziariști, nu aveți dumneavoastră un procesul, etape din ăsta, bă, a fost hands la, nu mai zic ce partid a fost, că au fost multe hands da, acum. A, dar aici nu trebuie să da? fii un mare expert ca să-ți dai să seama, e o realitate. Eu, a, sigur, cu da? siguranță, asta o fac în afară, niciodată da. nu o voi face în spațiu public. Da, am înțeles, da. De ce? Fiindcă, în tot, adică, Trebuie să înțelegi că atunci când conduci o federație e o, e o funcție oficială, e o funcție de responsabilitate și trebuie să te gândești că orice spui uh, reprezinți federația și îi reprezinți pe toți membrii tăi. De asta de foarte multe ori trebuie să te cenzurezi în ieșirile publice. Vă uitați la faze? Vă uitați cu colegii mă uit la faze? uit fiecare, în da? fiecare seară, adică da? după, după etapă, mă uit să văd, fiindcă știu că întotdeauna când un arbitru greșește, vinovat e președintele federației. -a -a. E și firesc, ar zice, până la un punct. Vă aduc înapoi, Răzvan Burleanu, invitatul meu astăzi, să facem un interviu, așa cum e de obicei la noi, la oameni de colecție, în care vedem cum să pun bazele unei cariere și ce principii aduce omul ăla în viață sau în viața sa profesională. Ați făcut carte, da? Aia a fost important pentru dumneavoastră, sper o ok. asta e pentru toată lumea. La zi. La zi, da. Eu știu că ești diferența asta. E, eu uneori importantă astăzi în România. Și la un moment dat am eu bine aici, a fost consilier pe la președinție, da? Cum e, cum e cu președinția asta? Eu am aici o, o curiozitate cu cine cine era Traian Băsescu, nu sau Traian Băsescu, traian era, Băsescu? era președinte. Da, Unumă acum ori... când lumea zice consilier la președinție se gândește că Musa e consilierul lucrează Traian Băsescu, lucrează Traian Băsescu sau era parte din echipa largită. În deci, în, prim, în primul rând, înainte de a ajunge să lucreze în administrația prezidențială, deci nu am lucrat cu președintele mm -hmm. Băsescu, am lucrat în administrația prezidențială. A, am avut o experiență și în administrația la nivel local și la nivel central. La Acolo nivel ce local la primăria municipiului Bacău, În mod aveam 20 de ani, eram în anul doi de facultate și am cred că primarul de la vremea respectivă nici nu știa că încă sunt student, nu m-a invitat să, să Cine mă era primar? Romeo Stavarache. Romeo Stavarache, F da. da. nu mai povestim acum, nu mai, mai povestim. Romeo Stavarache e, <laughs> e, e celebru în anii. După, după care, am, venit, după care am, am renunțat, am venit la București, am lucrat la Parlament, la Senat, după care timp de mai puțin de un, aproximativ un an de zile în Autoritatea Electorală Permanentă și după care la, în Administrația Prezidențială. Deci ca să pur și simplu să clarificăm așa lucrurile, nu am lucrat direct cu, cu președintele Băsescu, cred că nici nu, adică eu l-am cunoscut, el nu m-a cunoscut pe mine la, la vremea respectivă, deci nu am avut un contact direct cu... Dar ce La ce departament era? La de, de... minorități naționale. Minorități cu... național. Departamentul era condus la, la, acel moment de Peter Ekstenkovaci, pe care foarte... cred că vi-l amintiți ca eu... o persoană extrem de marcantă a celor vremuri, în ceea ce privește lupta anti... anticorupție. Un a... om plăcut, echilibrat și foarte deștept în eu să, și... să, spun. Exact, și cu principii foarte puternice, care pur și simplu influențat, mi-a influențat cariera. La fel cum am încercat să învăț din orice experiență pe care am avut-o de, de viață, atât la nivel local cât și la nivel central sau apoi în afara. Și iubitor de fotbal, Peter Exteincova, ce să spun asta, am făcut un pariu cu el la un moment dat, am pierdut o sticlă de vin pe un meci de fotbal, dar nu mai țin minte meciul care, care a fost. Uh, da, dacă ne mai soltăm cu oamenii, intră vlăduț să ne facă poze, să știți, asta este ocupația lui, dar fiind eu un mediu liber aici pe... Internet, putem zice orice. Deci președintele Băsescu n-a intrat pe dar, dar după asta v-ați cunoscut la un moment dat? Ce ne-am intersectat a fost chiar în campanie. Eram pe, pe holurile te televiziunii publice și mergeam la un interviu. Puține interviuri, de altfel, înainte de 2014, fiindcă da, eram considerat un mini-candidat, probabil candidatul cu cele, cele mai puține șanse, adică, în un mod întâmplător, în analizele de la vremea respectivă, primeam 4-5 voturi în toate sondajele. Da? Da? Dincolo de Gică Popescu, favorit al acelor alegeri, Vasile Avram era în pole position, la fel și Gică Chivorchian. Eu eram ultimul. Și bineînțeles, ca urmare acestor sondaje care erau făcute, primeam foarte puțin spațiu media. Dar atunci într -o, am fost invitat într-o într emisiune la, 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 la televiziunea Așa? publică și atunci l-am întâlnit pe, pe președintele Băsescu pe holuri, ne-am salutat. Zburlene, vă da. v-a zis că știu stilul președintelui? Băsescu. Da. Stilurile sunt diferite, să știți. Adică în, în exteriorul administrației, cred că și dumneavoastră l-ați cunoscut pe președintele Băsescu ca fiind foarte jovial. Da. În interior, în schimb, eu l-am cunoscut ca fiind așa foarte serios, foarte formal Am auzit asta, și da. foarte riguros. Nu în mod întâmplător și administrația avea această atitudine de profesionalism, de rigurozitate și cred că, bineînțeles, impuse de către domnia sa. Am auzit, eu am auzit și aici puteți să-mi să facem o bârfă așa, să puteți să-mi confirmați sau să infirmați, că erau unul dintre președinții care a citit și a muncit cel mai mult, că la Băsescu întotdeauna dosarele se citeau și că cerea foarte multe lucruri în departamente și că el le studia cu pixul, cu pixul în mână. Asta pot să vă confirm că ne solicita faptul că le și citea și le studia, nu mai pot să vă spun că nu am mm. intrat niciodată în în biroul, în biroul, lui, dar cu siguranță, din ceea ce știu, din discuțiile cu ceilalți consilieri care erau foarte apropiați și care lucrau direct cu, cu el, da, pot să întăresc acest, acest, lucru, adică cred că a fost un președinte, un adevărat lider, aș putea spune, bineînțeles, cu bune, cu bune și rele, dar un, un președinte de țară care a contribuit foarte mult la modernizarea, la modernizarea țării ui, și ui. la o apropiere foarte puternică de ce înseamnă aceste principii euroatlantice. L-ați votat Întreb, știu că este... La se vremea respectivă, da. bineînțeles. Da, l-a votat foarte multă lume tânără atunci. Deci aveți o carieră politică, adică erați într-un fără punct... să fiu membru de partid, deci nu putem să, să numim o carieră Uite, politică. Uite, hai să lămurim asta, apropo de primele alegeri, că mi-ați ridicat o minge la fileu. O dezbatere care de ani de zile, în presă, sunteți spus când într-o parte, când într-alta. Ba, sunteți al PSD-ului, ba, sunteți al securității, că astea sunt Sau cele două. Sau al Aici am Alex, uh -huh. Exclu treaba asta, uh -huh. nu cred că v-a pus Băsescu la federație, chiar sincer, nu cred că v-a pus Băsescu la federație, că nu, nu mai. Nu, avea probleme mult mai mari decât să vă pună la federație în anul cu pricina. Ce an era 2014. Nu? 2014. De da, da. menționat că totuși plec din administrația prezidențială în 2011, final de 2011 pentru a mă dedica exclusiv mini -fotball. În 2012, în primăvară, eram ales în unanimitate președinte al Federației Europene de Mini-Fotbal, tocmai pentru că nu-mi doream să existe nicio interferență politică cu acest proiect numit Mini-Fotbal. Uh, mă întorc. Deci, dar de cu erați? Cine era? Ori PSD, ori... Uh... știți... Este al cuiva. Deci apare că aici apare multă lume și e foarte ușor de pus o legendă în spatele lui cuiva, domnule, cuie care, cât să ne aveți? 20... 29 de ani 29. aveam și cu siguranță întotdeauna când vedem o persoană foarte tânără care și reușește, încercăm să găsim tot felul de justificări. Bineînțeles, cunoaștem care erau mecanismele prin care oameni tineri sau nu numai, nu numai oameni tineri, dar oameni care veneau în primul rând din partid erau promovați, erau cu totul da. alte elemente și bineînțeles, într-o asemenea situație încerc să găsești o justificare. Răspunsul e foarte simplu, nu am fost și nu sunt omul nimănui. A, a, nu în mod întâmplător nu s-a putut face absolut nicio legătură înainte de alegeri din 2014 că aș fi avut vreun sprijin politic sau că m-aș fi întâlnit cu vreun lider politic uh, până în alegeri din 2014. După alegeri, bineînțeles, a trebuit, am fost... Uh, nevoit prin prisma funcției de a mă vedea cu, cu liderii politici, cu cei care ocupau, ocupau funcții politice la vremea respectivă pentru a putea să punem în mișcare toate proiectele pe care le aveam în fotbal. Același lucru l-am făcut și înainte de alegerile din 2018. Nu m-am văzut uh, în mod intenționat cu niciun lider politic. Mi-era foarte ușor. Uh, fiindcă atunci când ești într-o funcție, ți-e mult mai ușor să da te... Dar cu ăia parte alți, a. întunecată. Pa, fiind... Nu știu, așa zice lumea, că e o parte întunecată. Nu știu, ați securitatea paralelă, da. <laughs> <laughs> nu, nu m-am văzut și n-am avut nicio conexiune înainte de alegerile din 2014. Uh, uite, vreau să vă întreb acum, apropo de chestiunea asta, v-a deranjat sau oamenii nu știu cum să spun, nici nu știu care e termenul, că Liviu Dragnea a ieșit într-o zi și a zis, uh, prieten, gata, eu am un candidat? Uh. E dificil să spui că te deranjează sau că nu te cum, deranjează. Cum? În mod cum. cert a fost o interferență politică în aceste alegeri din, din 2018 Inter și nu numai la nivel politic uh, și nu numai a unui singur partid, dar am avut inclusiv intervenția ale unor oameni care își doreau să controleze lucruri la nivelul fotbalului românesc. Fie că ne referim la nivel, diferiți impresari la nivel de selecții pe echipele naționale, deci nu doar pe prima reprezentativă, sau diferite persoane care își doreau o influență în ceea ce înseamnă arbitrajul românesc și ca să poată să te ajute să câștigi titlul sau mai știu eu ce, să câștigi meciuri. E bine, lupta a fost una foarte dură pentru în această campanie în 2018, a fost o luptă dură cu un sistem de tipul acesta, la care s-au racordat diferite, diferite, interese. Dar până la urmă am reușit să trecem. Intervenția lui Liviu Dragnea, să spunem, ne-a luat în jur de 15, 15, maxim 17 voturi. Deci cam asta am pierdut după, după intervenția, intervenția lui. Ok. V-a deranjat? În primul rând a fost o intervenție pe față, la nivel politic. Adică lucru care nu se practică în fotbalul european. Adică lucrul ăsta îl mai regăsim în câteva state din Asia, îl regăsim în câteva state din Africa... Uh, și de ce spun acest lucru? Fiindcă atât FIFA cât și UEFA sancționează foarte dur aceste, aceste lucruri. În mod întâmplător și Comisia Europeană în toate recomandările pe care le face insistă foarte mult pe această autonomie a sportului. De ce n-a reușit Liviu Affel? Dragnea să-i convingă pe mai mulți? Adică a luat doar 17. Aici el a dat un semnal politic, nu? Și probabil că și înainte acestui semnal politic s-au întâmplat niște Bun, Acela lucruri. semnal politic a plecat și de la de la Orban. De la PNL, da? PNL, bine și de la UDMR. Deci cam toți liderii politici au fost împotriva de noastră. De ce? Nu, să știți că n-am auzit din partea UDMR-ului că ar fi existat. Da, uh, da, da. Nu. A, așa am înțeles. No. Și nici usr ul n-am auzit să se exprime. No. Ok, eu știam ceva și de UDMR. Uh, bun. De ce mașina asta politică, care are niște voturi acolo în Federația de Fotbal, în structura sa, nu a reușit să vă învingă? E foarte dificil să vă dau un răspuns, fiindcă nu sunt de partea cealaltă, a celor care au primit aceste mesaje politice și trebuiau să le pună să, le, să le execute. Cu siguranță, în schimb, ceea ce s-a încercat și s-a și reușit într-o într anumită proporție a fost schimbarea delegațiilor. Deci am avut membrii de partid care au venit în locul președinților de cluburi de fotbal, tocmai pentru a se asigura că se votează de cum ce trebuie. Permite asta, statutul, adică înlocuirea asta? A, Statutul prevede foarte clar că trebuie să ocupe o funcție în, în club. În același timp, orice club are posibilitatea de a-și delega în adunările mm -hmm. generale un membru. Ne este foarte dificil să reglementăm altfel lucrurile. Ne-am dorit, dar nici pe viitor nu o să avem soluții care să cum? ducă la o eliminare a Cum o să, o să fie clas. relația dumneavoastră, Răzvan Burleanu, cu Liviu Dragnea de acum încolo sau cu păi, Ludovic Orban. Voi avea, cred, o relație așa cum am avut-o și în două, între 2014-2018, o relație funcțională, o relație exclusiv în interesul fotbalului, mai ales că avem proiecte pe care le vom continua. Avem acest proiect al Campionatului European din 2020, investiții în stadioane. Dincolo de acest proiect, mai există un, un alt proiect care a fost garantat la nivel guvernamental în 2014. La vremea respectivă era Victor Ponta, premier, anume să putem să construim în România, deci nu doar în București, facilități pentru fotbal și aici mă refer la terenuri, de diferite dimensiuni, plus ceea ce o să avem nevoie în continuare este de modificări în, în această zonă de legislație. Viziunea noastră a federației și nu numai a noastră, dar și a altor federații care ne susțin în acest demers, este că avem nevoie de o codificare a legislației sportive, avem nevoie de a introduce un cod al sportului, astfel încât să avem o legislație care să o putem pune pe același palier cu codul fiscal cu codul muncii și unde să facem toate intervențiile că normative. PSD-ului plac codurile. Răzvan Burleanu e invitatul meu. Astăzi mă întorc la alegerile alea ceva mai târziu și la relațiile dumneavoastră omenești, că mă interesează în egală măsură astăzi cu diversi oameni din fotbal. Vreau să vorbim un pic de fotbalistul român. Că acum sunteți în vârful piramidei, ați și jucat fotbal, sunteți dintr-o familie de fotbaliști nu mi și mie cine cum e fotbalistul român, cum să mă e la el, că trebuie să fie un prototip undeva în lume. Îi știm pe englez cum sunt, îi știm pe spaniol, că sunt aia tehnici super bine pregătiți. Sârbii sunt peste tot în lume o nație de fotbaliști foarte bine vânduți. Cine e fotbalistul român? Cum arate? arată? Hai să mai multe perspective, cu siguranță. Nu, no, spuneți una, pe aia. Una, una dintre da. ele, una dintre da. perspective este că întotdeauna vei încerca să pui accentul pe, ceea ce, pe genetică și să încerci să găsești o caracteristică a unei anumite națiuni. Nu în mod întâmplător, imediat când spunem Brazilia sau spunem Olanda, mintea imediat ne fuge la un anumit brand pe care îl punem, la o anumită etichetă. Eu nu sunt de acord cu acest lucru, eu consider că un jucător se creează și contează foarte mult metodologia de antrenament. Altfel spus, ceea ce înveți încă de la 5-6 ani de zile, fiindcă chiar cred în acest nou concept pe care prinde din ce în ce mai mult contur, că fotbalul începe de acasă. Deci nu neapărat din prima zi în care te duci pe un teren de fotbal, ci fotbalul începe de, fotbalul începe de acasă și cu siguranță toți marii fotbaliști cred că au o grămadă de memorii despre ce făceau la 3, 4, 5 ani de zile, uh, elemente de altfel semnificative. Deci altfel spus, deci contează foarte mult metodologia și viziunea de, de pregătire. A, aceasta este, din punctul meu de vedere, de, uh, o caracteristică definitorie pentru jucătorul român. Cum mi-aș dori eu să arate jucătorul român? Mi-aș dori să, să fie un învingător atât în antrenamente cât și în meciurile oficiale, un jucător care să poată să valorizeze atunci când în primul rând joacă pentru echipa națională ce înseamnă și această țară. Cam ăsta este profilul de jucător pe care eu mi l-aș dori, iar ca să putem să obținem aceste lucruri, ele trebuie pur și simplu Dar de ce? create. De ce nu mai avem noi jucători care să fie clasa mijlocia fotbalului, așa să fie răspândiți în tot vestul Europei? Jucători de calitate avem foarte puțini. În Spania avem un jucător care nu-i crescut în România, nu? Florian, Florian Andone. În Italia avem pe... pe da, cred L -l că... Ce care... an? Da. L -l avem pe Vlad Chiricheș. Vlad avem Chiricheș crescut pe, în România, pe tata da. Tatarușanu. Iar lista Și nu e una foarte lungă. Nu e lungă deloc. În Anglia nu avem jucători. În Premier League în niciun caz. Ne-am ne dorit. Da, dar da. cum mai se explică competiție. faptul că acolo sunt prezenți oameni din vreo sută de țări, cred că ăsta era ultimul calcul, nu e niciun român, adică niciunul care să facă față la povestea asta. răspunsul este foarte simplu și o să, vă, o să încerc să ajut discuția noastră cu câteva date statistice. În 2015 am reușit să, să, facem o asemenea analiză, analiză de fapt pe care tot le facem în fiecare an. La vremea respectivă aveam doar 5 jucători, la final de 2015, doar vreo 5 jucători legitimați la primele, primele, în primele 5 campionate din, din, Europa. Primele 5 campionate în fotbal înseamnă Germania, Anglia, Italia și Franța. Și cred că și Spania am menționat țări cu care ar trebui să ne comparăm, fiindcă în niciun caz România nu se poate compara în plan fotbalistic astăzi cu Germania, cu Italia, cu Franța, așa, ar fi țări precum Polonia, Croația și Serbia. E bine, fiecare dintre aceste țări, acum 2-3 ani de zile, dădeau peste 50 de jucători în top 5 campionate de, top, top 5 campionate. Și bineînțeles, o să ne uităm și pe sumele de transfer, inclusiv vârstele de transfer. Bine, cauza nu e una singură. El solicită intervenții din partea federației în trei zone extrem de importante. Una e legată de competiție. Deci ai nevoie de o competiție și nu numai la nivel de vârf, că întotdeauna noi ne uităm doar la vârful piramidei, ne uităm care trebuie să fie sistemul competițional pentru Liga 1. Neglijând, în schimb, competițiile de la vârsta de 5-6 ani de zile până la Under-19, competiții care sunt, să spunem, nu toate dintre ele organizate direct de către federație, dar unde putem să avem un, un cuvânt foarte important de spus. Deci Ne-au lipsit competițiile, numai întâmplător la nivel de copii și juniori, Înregistrăm rezultate până acum 3 ani de zile, de 12-0, 14-0. În urma unui asemenea meci orice, orice chibiț, deci nu neapărat mm. un antrenor sau un fost jucător sau un jucător în activitate spune că ceva nu e în regulă. Un alt element foarte important dincolo de competiție era selecția. Nu avem mecanisme de selecție bine puse la punct, atât la nivel național cât și în diaspora, fiindcă trebuie să luăm în considerare vreo 3-4 milioane de români plecați în afara țării. Așa. Și în același timp, componenta de pregătire. atât a antrenorilor, care antrenează la nivel de copii și juniori, dar și în ceea ce înseamnă... Ce vreți să ne spuneți, Răzvan Burleanu, e că suntem sub toate aceste țări mijlocii din Europa? la tot ce înseamnă pregătirea copilor, ca Sigur. masă. Păi, ăsta e răspunsul. Și răspunsul C nu și e dat de a... către mine, ci de rezultate. Adică da. 5 jucători față de 50. De când? Hai că sunteți acolo. De când a început scăderea asta? Toată scăderea asta a început după anii 90. Deci dacă înainte de 1990, să spunem, aveam o, putem, putem spune că aveam o viziune în ceea ce înseamnă pregătirea într-un mod centralizat. Așa a spus, cei mai buni jucători ajungeau la echipele, în ajungeau la Steaua, ajungeau la Dinamo, în, Oltenia iarăși, fiindcă era exista tradiția, un bazin, da? exact, exista tradiție și un bazin foarte uh, larg de selecție să mai putea să se întâmple lucrul acesta. Jucătorii mergeau în această zonă. Cumulat cu această realitate că nu puteai să pleci în țară când doreai. Astăzi, dacă ai scos capul puțin la nivel de liga 1, după primul an, după primul sezon mai bun, ai și plecat. Deci, deci acesta am avut -a... 20 de ani de jumate anilor 90, în 2015, spuneți noastră că e studiul ăsta? Exact. Deci în care nu s-a construit. S -a lăsat... Deci nu ne-a lipsit și numai în fotbal, în tot sportul românesc, ne-a lipsit o viziune, o strategie. Noi nu am avut după anii 90 o viziune de cum vrem să, demo cum vrem să dezvoltăm sportul în România. E bine, asta, Deci acest lucru ne-a dus la rezultatele, la lipsa rezultatelor, nu numai în fotbal, dar în toate, Eu toate reproșat, sporturile. Eu reproșat să zicem lui Mircea Sandu ca să întreb. E dificil, fiindcă în primul rând nu cred că sportul s-ar fi putut dezvolta în afara societății. Toată societatea românească a suferit după anii a, 90. Asta e răspunsul cel mai simplu? Adică, sigur că... Nu, cel, cel mai simplu e să dai vina imediat pe cineva. Dar eu vreau să spun că nu am avut niște mecanisme de după, după Revoluție care să ducă, practic, în toate aceste, în toate aceste funcții oameni Uite, care să aibă niște principii, și niște valori dați o durată de timp în care să spunem că România va fi comparabilă cu aceste țări mijlocii pe care le-ați numit. Polonia, Croația, Serbia. Da. Păi, în mod cert ai nevoie undeva de un orizont de timp de 7-8 ani de zile. Investiții care au început Asta... acum 3-4 ani de zile, se vor ve rezultatele lor se vor vedea peste 8 ani de zile. Asta înseamnă că multe lume și aici aveți de fapt și, un, și o acoperire, nu? Că dacă naționala nu performează cu copiii crescuți... Născuți nu, acum nici de cum, de nu am nicio acoperire, nu? fiindcă pe presiunea va fi pe ceea ce se întâmplă astăzi. Păi sigur că va fi presiunea adică... asta, e, dar tocmai mi-ați spus că generația asta a crescut în niște condiții în care aia sunt. Aia am selectat, în niște, așa condiții, am pregătă... în niște condiții mai bune, în mod cert, nu niște condiții optime. Și uitați, am, am, făcut, am organizat un meci amical la Craiova, cu Suedia. Noi, în România, nu putem să folosim terenurile de fotbal vreo 5 luni. Din cauza sezonului ploios, sezonului de, de iarnă. Noi, astăzi, în România, avem în jur de 15 până în 20 de terenuri cu gazon artificial, terenuri de dimensiuni mari, care le dă mm -hmm. posibilitatea tinerilor jucători să folosească aceste terenuri în condiții optime. În Suedia, vorbim de 600 de terenuri. Că să ne putem să ne dăm seama de diferențe. În Suedia, care are mai multe luni <laughs> în care. Da. No. Uh... Doar un exemplu. Plus competițiile, care nouă ne-au lipsit, adică a fost nevoie acum 3 ani de zile. Să creăm ceea ce noi numim Mim, uite, Liga am, Elitelor. Am o curiozitate asta persoană. cum vă înțelegeți cu fotbaliștii astea? Sunteți manager? Știți limbajul ăsta fotbalistic, de vestiară, Îl înțelegeți? Adică dacă vă întâlniți cu domnul, că domnul Chiricheș e foarte elegant, nu știu cine să zic de la națională, cu domnul Alibeca, cum se poartă o discuție cu domnul? Eu cred că puteți să-i întrebați pe fiecare dintre am. ei. Cu siguranță da, niciunul dintre ei nu m-a cunoscut înainte de 2014, Pot să vă spun că am avut o relație extraordinară cu ei din acest punct de vedere și chiar cei mai mulți dintre ei au și afirmat un spațiu public. Adică Alex Kipcio a și remarcat acest lucru și a și declarat-o în spațiu public acest lucru. E o relație, să spunem, profesionistă pe care jucătorii români o regăsesc în mod cert atunci când se duc la cluburile din Occident. Ce să mai ascultă în vestiar la Națională? Ce se mai ascultă? Ce să mai ascultă? Nu știu, aici ea. trebuie să l întrebați pe Cosmin, pe Cosmin Contra. Nu, ați intrat serios, nu aveți din asta mai intrat pe antreabă, Să dau indicații Nu, 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 doamne ferește, nu, nu se intrați în Mă gândesc și eu ca managerul la întreprindere, bună ziua, ce mai face? Și al nostru mai vine în studio. Da, în niciun caz nu, în nu, mă vedeți, nu o să mă vedeți în, în vestiarul echipei înainte de meci, la pauză sau cu, unde o să mă vedeți cu siguranță după meci, încurajându-i pe, pe băieți, indiferent de De asta de rezultat. vă întrebam atât, ce atât, să mai ascultă. Dar, dar în niciun am, vă, caz înainte. am văzut că Mutu Muzica a interzis... de obicei se ascultă înainte și la pauză. Nu Am văzut că Mutu a interzis, uh, a interzis manelele la voluntari. Îl susțineți sau credeți că fotbalistul trebuie să fie mai liber? Mai manelist? Nu mai manelist, mai mai liber în exprimare. Sunt maneliști la națională? Nu știu. Nu, nu și... Uh, Aia e, nu, sunt, sunt, trebuie să fie, nu se poate. Eu cred că inclusiv tonurile muzicale îți influențează prestația din teren, așa că eu cred că Adi Mutu a, făcut, a, făcut, a luat o decizie foarte bună. Mai ales că pe Adi Mutu, vă spun sincer, e un jucător pe care l-am... un fost jucător pe care l-am redescoperit. Fiindcă, cu siguranță, fiecare dintre dumneavoastră prima dată când a de Adrian Mutu, o să-i o să încercați să, să le etichetați da? pentru ceea da. ce a făcut în cariera lui de fotbalist și bine și rău. Bine, pot să vă spun sincer că l-am redescoperit în funcția de director sportiv pe care Povestiții. a avut-o la la, adică... la federație. Deci un jucător foarte, foarte inteligent. Un jucător, un... un un manager de altfel foarte, foarte inteligent, sclipitor chiar, adică așa cum l-am văzut ca jucător, așa l-am regăsit acum în afara terenului, ceea ce cred că îl va ajuta extrem, extrem de mult în cariera lui de antrenor, fiindcă până la urmă de asta el nu a mai continuat la federație, fiindcă își dorea foarte, foarte mult să, să antreneze și vrea să iasă în această zonă de management pe care și-a început-o la la Dinamo și să intre în, în, iarbă, să intre pe bancă și să poată să facă ceea ce știe da? mai bine. Cu ce? Ați spus că e sclipitor, adică la ce e foarte bun? Adică... În primul rând are un ochi foarte bun, deci reușește să vadă jucători, să-l vadă, pe, să vadă jucătorul și forma lui, adică aveam, am hmm. avut foarte multe discuții cu el, fiindcă alături de Cosmin, contra, au mers în toată această perioadă de timp să-i vadă pe jucători, atât în țară, cât și și în străinitate, fiindcă până la urmă rolul mm -hmm. unui antrenor de unui rolul unui selecționer cam aici se, se rezumă, să-i vadă pe, jucători jucător, că de antrenat îi antrenezi 10 zile și trebuie să-i bagi după aceea în teren și să alegi cea mai bună, cea mai bună formulă. Dar inclusiv sclipitor în acea parte de feeling, adică pe care doar jucătorii vă pot descrie, și anume că, sau un antrenor mare, și anume că simte jucătorul. Ei bine, lucrul ăsta l-am văzut la, la, Adrian Mutu, bineînțeles la, mm -hmm. la, Cosmin Contra, nu mai spun acest lucru, fiindcă îl, îl și recomandă Uh, rezultatele de, de, de până acum, dar sunt foarte încrezător în cariera de antrenor al lui Adrian Mutu, mai ales că e la început. Cum să uh, angajează un antrenor de național? Am și eu curiozitate. Cum se făcea până în 2014, în 2014 până în 2018 ah, sau de, cum -am, se N-am știut, știut de diferența, n-am știut de diferența asta, explicați-mi puțin. Deci cum se făcea până în 2014? Până în 2014, se... cu siguranță, un impresar avea o influență foarte, foarte mare în ceea ce privește numirea selecționerului. Deci cam, așa, cam asta a fost formula până în 2014. Și bineînțeles, probabil o relație de prietenie cu președintele de la vremea respectivă. Din 2014 până în, până în 2016 lucrurile s-au schimbat. Adică până la Cosmin Contra lucrurile s-au schimbat. Până la numirea lui Cosmin Contra. În sensul în care am încercat să întărim foarte mult Comisia Tehnică. Comisia tehnică condusă până, până, la numirea lui, până la numirea lui Christoph Daum de către chiar Angel Iordanescu, care a și devenit mm -hmm. selecționer pe finalul de campanie pentru 2016 și pe durata campionatului 2016. Când a venit vorba de numirea lui Christoph Daum, Angel Iordanescu era și director tehnic și președinte al Comisiei Tehnice, nu mai puteai pune pe om să judece propria lui situație, mm -hmm. dacă continuă sau nu continuă. atunci mi-am asumat numirea lui Christoph Daum. După plecarea lui Christoph Daum și instalarea lui Cosmin Contra, directorul tehnic și Comisia Tehnică a căpătat ceea ce cred că n-a avut de după Revoluție, de după anii 90 și niciodată, anume acest cuvânt foarte important în numirea selecționelor. Deci de ceva, să la un dosar, să uită la niște meciuri, cum se face asta? E... Tehnic întreb cum se face. În primul rând e un profil pe care trebuie da. să ți-l stabilești. Acum vă spun, adică ce a stabilit Comisia Tehnică, condusă de Mihai Stoichiță, rolul comisiei întărindu-se după hmm. venirea lui Mihai Stoichiț alături de noi. În primul rând trebuie să stabilești un profil al antrenorului, de aici se pleacă, după care, bineînțeles, ai câțiva antrenori pe care îi analizezi și ai de decis. Dacă vrei să mergi pe antrenori români, sau au să spunem, sfera mm -hmm. de selecție și asupra spus noi trei. să Faceți un interviu? Nu, n-au fost, inter... inter... no? fost interviuri. Dar cum? Adică v a stabilit, de exemplu, la Contra? De exemplu, în sau... ceea ce privește nominalizarea lui Cosmin Contra, au fost, deci după ce s-a analizat profilul antrenorului și care sunt avantajele și mm -hmm. dezavantajele fiecărui antrenor care a intrat pe lista pe lista scurtă, s-a -a făcut, s-a trecut la vot. Deci, practic, fiecare membru mm -hmm. al Comisiei Tehnice vale. a votat care este ordinea preferințelor? Și, după aia e chemat domnul... Și s-au adunat, voturile și directorul tehnic mi-a făcut propunerea. Propunere cu care, conform procedurii, conform statutului federației, că ultima decizia finală o ia Comitetul Executiv, iar Comitetul Executiv a întărit prin vot propunerea... Și l-a schemat pe domnul Contra. Sau cum să... deci primul, primul antrenor, care, deci primul care a primit cel mai, cel mai mare număr de voturi a fost Dan Petrescu. Ah. Da, ok, n-am da, da, Au fost discuțiile da? cu, cu Dan Petrescu, am fost la Cluj să discut cu el, deci Dan Petrescu da. a fost prima, prima nominalizare, Dan Petrescu în urma, unor di discuțiilor, în urma discuțiilor cu reprezentanții clubului nu cunosc clauze din contract mm -hmm. sau care a fost motivul, n-a putut să plece, după care Cosmin Contra, am ajuns la, la Cosmin Contra și chiar suntem foarte, foarte încântați că am ajuns, fiindcă colaborarea astăzi cu Cosmin e una extraordinară. Și ceea ce am apreciat, în ciuda faptului că e un antrenor tânăr și de la antrenorii tineri te gândești că au nevoie de mai multă experiență, altfel spus de mai multe meciuri mm -hmm. antrenate de mai mulți ani, de mai multe trofee câștigate ca să poată să antreneze la nivel echipa națională, la Cosmin Contra am găsit o capacitate de muncă extrem, extrem de mare. De fapt, e și caracteristica sa pe care a avut-o ca jucător. Deci, Cosmin Contra a fost un jucător extrem de muncitor. Dacă deci. Adrian Mutu a fost unul extrem de sclipitor și extrem de talentat, Cosmin Contra a fost un jucător extrem de muncitor. Și astăzi ce am văzut la, la Cosmin Contra, o viziune foarte clară și o relație foarte bună cu toate loturile naționale de juniori. Un lucru care, ca federație, îți dorește acest lucru. Să ai o, comunicare foarte bună cu naționala de Under-21, care merge foarte bine astăzi, și cu loturile celelalte de juniori. Dar poți să să-ți, practic, să-ți infuzezi toate loturile de juniori cel cu aceeași viziune. Să spunem. la concedieri cum stați? Adică... Acum patru ani, să spunem, am stat mai, mai prost, în sensul că a trebuit să ne despărțim a, foarte, să repede, foarte, repede, de câteva persoane, lucruri pe care nu le regret. Le, nu faceți, le, le faceți dumneavoastră? E când sunt funcții importante. Cu, cum le-am făcut, acu da, 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 de... le făcut acum patru ani? Da, le-am făcut, acum patru ani, da, le-am făcut, eu, fiindcă acum patru ani eram cam, cam într-o junglă la chemați direct. direct, am concediat. Să uite, de exemplu, cu domnul Daum. Pe domnul Daum, dumneavoastră, l-ați chemat la discuție, Sigur, a spus, da? da? Așa să procedează? așa azi, e, da? Peste tot, adică nu e nimic. Nu știu, că... nu că n-am fost manager niciodată, nu știu cum să procedează de asta. Bună ziua, v-am chemat să vă spun marea că marea problemă dat pe care o afară are orice manager este dacă angajatul are un contract pe termen mai lung, mm -hmm. unii dintre ei chiar contracte pe perioadă nedeterminată. Și atunci ai o problemă, fiindcă trebuie să codul muncii, dacă ai un contract de muncă, nu prea ți permite foarte, foarte multe lucruri. Acum în fotbal și în sport avem ceea ce numim un contract de activitate sportivă, îți este mult mai ușor să negociezi diferite diferite. Vă cauze. încărcați cu chestia asta, de exemplu, așa, că a trebuit să-l dați afară pe daun pe care l-ați chemat? Ați avut o, nu știu, o supărare? Nu. nu o, o greutate, supărare, o greutate da, o greutate, da, fiindcă, dincolo de lipsa rezultatelor, și până la urmă un antrenor este judecat de, prin, prin mm -hmm. prisma rezultatelor. Christoph Daum uh, și-a și adus sau a încercat să-și să aducă o contribuție și o valoare adăugată în toată activitatea sa. Nu întâmplător, odată cu venirea lui Christoph Daum, l-am văzut uh, pe foarte multe stadioane, ceea ce nu prea vedeam uh, înainte. Anghel Iordănescu, într-adevăr, și el a făcut acest lucru. Am văzut după aceea o profesionalizare în zona medicală, în zona de pregătire fizică. În zona de recuperare, nu mă întâmplător, am și făcut investiții destul de mari în Centrul Național de Fotbal în recuper pentru recuperarea jucătorilor, dar și pentru pregătirea lor fizică. Dar până la urmă, rezultatele sunt cele, sunt cele care contează în fotbal. Și Un antrenor este, da, este judecat e, prin asta. Mi-aș fi dorit foarte mult ca Cristof Daum să, să, să fie reușit. E și eșecul dumneavoastră? Ei, n de ce să fugi de acest eșec, fiindcă am contribuit, am luat această decizie ca să-l avem pe, pe Christoph Daum, selecționer. Deci nu pot să pun totul în cârca lui în momentul de față. Dar ceea ce trebuie să, să vă gândiți și dumneavoastră este că atunci când nominalizezi și când angajezi un, un antrenor, nu-l pui ca să-ți piardă meciurile, îl angajezi ca să-ți le câștige. Da, rămâne un episod al Naționalei, uite și rămân și episoadele astea legate de alegerile astea, o să mai să facem niște lucruri de astea foarte precise, așa că mai avem 15-20 de minute la dispoziție. Uite, a fost un război. Am zis de la bun început, a fost un război cu sânge de o parte și de alta, cu dezvăluiri, pe bani foarte mulți. Bani foarte mulți, asta e miza. Unde? La nivel de federație? Da, da. Cât mai câștigați? Dacă îți poate că spune, a, spune... E deja public, adică da, au fost atât de multe scurgeri încât 4200 de euro. Da? A, dacă a fost o președinte Rangaja, noi mai avem o societate Na. comercială care administrează cele două baze, Mugoșoia și Buftea. Dacă fostul președinte era angajat și că câștiga că vreo 2 mii de euro, eu am refuzat acest acest lucru. Deci cam asta este venitul președintelui. Federația Bonusuri de O să forbat. vă mai dați sigur că cu a fost o discuție, și nu numai. Adică, adică dumneavoastră, nu altora, Bineînțeles altora Și întregii deced. structuri de, de management, da? fiindcă tot în orice așa, manual la, de management o să găsim acest lucru. că a fost un bonus foarte mare că aici a început o discuție, uh, uh, cred că a fost de aproape 100.000 de euro ma, sau ceva depinde de... cu ce îl comparăm. Dacă îl comparăm cu procentul de 100% de până în 2014, o să vedem un procent de 90%. Dacă până atunci erau 7-8 persoane care încasau 100% din ce încasau un jucător și asta mm -hmm. înseamnă mai puțin bani pentru jucători da, și pentru stafful tehnic, e bine astăzi o singură persoană încasează 50% da, iar toate ce alte persoane din structura de, de management, din administrație, sub. Uh, aici vi le rezolvați, construim. Uh, nu, dar vă alte... referez la buget. La buget? bugetul federației astăzi. În 2000... Știu că e spectaculos bugetul pe ala, dumneavoastră. Și dacă mă finanțat mă exclusiv din surse private, probabil foarte puțini dintre cei care ne ascultă își pot imagina acest lucru, fiindcă imaginea de foarte multe ori a Federației Române de Fotbal este de o instituție publică, bine finanțată și finanțată de, de la stat. Nu, acest răspuns este nu, nu, nu încasăm niciun ban de la stat. Într-adevăr, mai absorbim uh, fonduri europene, acum 2 ani de zile am absorbit jumătate de milion de euro din fonduri europene, vrem să mai facem în anii următori același lucru, nu vrem bani publici, fiindcă nu vrem să acceptăm o interferență politică, fiindcă legislația prevede că dacă pui mâna pe un leu, atunci uh, guvernul își poate nominaliza o persoană în comitetul tău executiv și să aibă drept de veto pe orice decizie. Imaginați-vă cum ar arăta atunci... Uh, orice decizie la nivel de Federație Română de fotbal. De deci astăzi veniturile Federației comparativ cu, deci 2000, final de 2017, comparativ cu final de 2013 6,1 milioane de euro în plus. Răzvan Burleanu este invitatul meu, hai să facem un exercițiu s-ar putea să fie mai dificil, s-ar putea să nu <coughs> vă placă dar până la urmă de asta sunt întâlnirile în spațiu public multe răni, le bănuiesc umane de o parte și de alta și între dumneavoastră și, și la dumneavoastră și la Lupescu, după toată povestea asta Curios cu ce o să rămâneți așa omenește în perioada următoare. Uite, hai să vă dau un nume. Ovidiu Ioanițoia va a tocat de sus până jos și o să vă mai toace, probabil. Cum îl priviți pe domnul Ioanițoia? În primul rând, ei sunt foarte recunoscător. Așa? Da, fiindcă toată campania demarată de Ovidiu Ioanițoia în acești patru ani ne-a determinat să, să fim foarte corecți să fim foarte transparenți în tot ceea ce facem și niciodată să nu încercăm să facem vreun compromis. Nu se poate să nu vă fi supărat așa, adică asta e ce ați dorit să fie pace în lume. Nu, absolut. N-am de ce să fiu supărat, nici de cum. Deci, ei sunt recunoscători și chiar îi mulțumesc pentru tot sincer pentru toată această campanie, pentru ne-a făcut să fim mult mai atenți și, bineînțeles, în urma unei campanii unul câștigă, altul pierde. Să desfășoară ședințele să vedem ce o să spună ce. Aveți grijă ce faceți, că mâine Țoia ne scrie ceva? Da, ceea ce, ce noi aici trebuie să așa foarte politică. Nu, nu, nu mă sucur, Cred că v-a dedicat 50 de editoriale, dar. Și cred că da. și mai multe, și da. cred că niciun articol da. în care să fie evidențiat ceva pozitiv din, uh -huh. din ceea ce s-a întâmplat la, 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 la nivel de federație. Nimeni nu spune că nu facem și lucruri rele. Dar mai facem din când în când, da, și lucruri, lucruri bune, da. mai ales în această zonă de copii și juniori, unde am investit foarte mult, cum nu s-a făcut niciodată după, după Revoluție. Nu mă întâmplător și pot să-mi permit să spun că dacă noi în fotbal am fi avut doar 10 ani de normalitate, între 1990 și 2014, la nivel de management, astăzi fotbalul românesc ar fi arătat la fel cum a arătat după anii 90. Hagi, pentru mine, fiindcă am crescut, am crescut da? cu el, rămâne cel mai mare cel mai mare fotbalist. Și acum, cel mai mare patron, sau mă rog, a, unul după, dintre puținii fotbaliști care după ce s-au retras din activitate, a investit și a făcut-o făcut la cel mai înalt nivel în fotbal. Nu a declarat un război făți din câte am observat eu, dar nici nu cred că a fost de partea dumneavoastră în toată povestea asta. Să știți că ceea ce m-a întrebat și mai devreme de domnul Ionția, ceea ce am regăsit în acești prim patru ani de mandat, a fost o rezistență foarte mare la schimbare și în primul rând din partea din partea presei sportive mai puțin din partea presei generaliste care a susținut mult mult mai mult tot acest proces de modernizare la nivelul fotbalului românesc Uh, dar de foarte multe ori, probabil atât în gura mea, cât și în gura, în gura lui Giga Hagi, mi s-au pus cuvinte pe care nici nici altul nu le-a spus. Deci, deci, niciodată nu am fost într-un război, și cred că nici Hagi cu noi, și nici noi cu, cu el, în toată această perioadă de timp. A mai părut că el a fost în război, așa după cum Uitați-vă doar la câteva atres. elemente. Viitorul câștigă titlul în acești 4 ani de zile. Păi, dar nu-l câștigă, nu e meritul dumneavoastră, da, așa, deși Niciun caz, caz merit, nu, a... nu, nu. Dar dacă lucrurile da. nu s-ar fi curățat, cu siguranță. Nu putem băga mâna în foc pentru orice astăzi, așa. dar dacă nu s-ar fi curățat, cu siguranță altul ar fi fost uh, câștigătorul campionatului în România în 2014. Da? 2004, in, uh, da așa, uh, așa e interesant ce spuneți. Asta Aici e că... un lucru pe care îl vor recunoaște toți oamenii din, din fotbal. Dacă ne uităm un, la un alt aspect și anume câți jucători vin de la propria lui Academie, la loturile naționale, de la under 15 până la nivel de primă, primă reprezentativă, o să înțelegeți că avem o colaborare foarte bună. Iar după care inclusiv meciuri de național de tinere pe care le organizăm și a fost foarte bucuros să ne primească, să ne primească la Ovidiu. Gică Popescu. Am fost competitori în 2014, acum după aceste alegeri din 2018, chiar dacă l-a susținut pe contracandatul nostru, chiar ne dorim să avem o colaborare, mai ales că chiar, chiar că ocupă o funcție onorifică la nivel guvernamental, avem toată deschiderea de colaborare fiindcă până la urmă vrem să dezvoltăm fotbalul și mă refer aici la... Chiar așa, un, care urmează un să om care știe și deci, ceea ce aș vrea să spun este că nu sunt absolut deloc o persoană conflictuală sau ranchiunoasă, absolut deloc. Iar lucrul acesta o să-l vedeți în acești L-ați primit în echipa dumneavoastră pe Gică Popescu? Vom colab am colabora Acum la nivel de echipă vă întreb. Depinde pe ce Ani poziție, trec. adică... Anii trec. E un manager bun, e un om iscusit, e un om citit. Adică ați putea accepta o astfel deci, de... Deci de colaborat cu siguranță. Acum eu cred că el nu și-ar dori să vină atât de puternic în echipa noastră, mai ales că ne-a și criticat destul de vehement în toată atât această perioadă de Andrei. timp. Dar de cooperat și de colaborat eu cred că putem să facem Uite, foarte bine. Uite, descriți mi un pic momentul ăla. Vă duceați la alegeri 2014, da, Gica Popescu era contracandidat și probabil, probabil, principalul candidat, aș zice, nu? Cu siguranță era, că era candidatul cu, cu prima șansă. adică. Vă toți treziți ceilalți... a doua zi dimineață că gică Popescu nu mai e. Adică trebuie să o ia pe alt drum. Uh, care a fost sentimentul dumneavoastră? Mi, Sincer. Mi-e dificil acum să-mi să imaginez cum era. Ideea este că, na, lupta, lupta pentru câștigarea alegerilor a continuat. Erau, cred că, 24 de ore până până în 5 martie 2014. Deci lucru, acest lucru, povestea am fost pe care... Surprins, șocat. Uh, da, am fost elin. surprins, fiindcă... Bineînțeles că am fost, am fost surprins, fiindcă nu era un calcul la pe care puteai să-ți-l faci, că se întâmplă. Cu siguranță, dacă nu s-ar fi întâmplat acest lucru, am fi fost nevoit și eu, ca și Gică Chivurchean și Vasile Avram, să fi făcut o înțelegere între noi ca să putem să creăm o majoritate. Încă lucrurile cam așa s-au configurat la, la vremea respectivă. Vă amintiți că au și fost întâlniri între mine, între Chivorchian și Avram, astfel încât să putem să creăm o majoritate ce dacă ar fi existat despre... un tur 2. Dar ce este de menționat este că nu aș fi făcut parte din nicio echipă nici dacă Chivorchian ar fi fost președinte și nici dacă Avram ar fi ajuns președinte. Aha, deci nu mai intrați în zona asta. Ce credeți despre uh, pățania asta lui Gică Popescu? Ce vă spune dumneavoastră? În niciun caz nu pot să comentez eu o decizie de, de instanță. Nu, 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 doamne ferește, care, nu. Simți... Omenește așa, vorbind. Ce, ce, ce sentiment aveți față de faptul că, uite, multă lume zice așa, domnule Popescu și-a plătit datoriile până uh, înainte de a ajunge în pușcărie, că ar fi putut să ia cu suspendare dacă lua sub 3 ani, dacă a ajuns totuși la închisoare unul dintre cei mai mari fotbaliști din România. Ce sentiment a... Omenește, vă întreb. Treceți de faptul că sunteți președintele federației și dincolo de a fi președinte de federație și de a încerca permanent să susții mm -hmm. tot ce vine din interiorul fotbalului și tot ceea ce vine bine, ceea ce vine uh, și ceea ce, este, ceea ce este bun, în același timp ca și cetățean nu poți să, să te implici într-o decizie a unei instanțe, fiindcă până la urmă asta avem. Avem și am avut atunci uh, dovedit o evaziune fiscală și în care instanța decide dincolo de cine sunt persoanele, fiindcă eu cred că în fața instanței nu mai contează cine ești în momentul respectiv sau ce ai făcut. Mircea Lucescu a plecat bodogănind, aș zice, de la uh, alegeri. Uh, a zis că a câștigat cu fotbalul feminin, cu, mă rog, ce mai era acolo, un, pic neplăcut ce a spus. Dar pentru dumneavoastră cine este Mircea Lucescu? Din acest punct de vedere, Mircea Lucescu greșește, și anume că alegerile acestea au fost câștigate pe fiecare eșalon și inclusiv la nivelul rigintului, am luat mai mult de șapte voturi, așa. Da, cum de vorbit, acord, nu a fost o declarație nu... corectă, am da. subliniat și eu. Ce sentiment mai aveți față de Mircea? Da, foarte ok și chiar l-am chiar sunat, chiar da. am vorbit cu cu el, cred că la vreo săptămână sau două săptămâni după alegeri, ca să clarificăm acel subiect, că el a considerat că Ciuruiala i s-a adresat lui și am vrut să clarific că nici de cum nu a fost... mesajul da, nu a fost... lui. lui. E, e o listă puțin mai puțin mai lungă, dar nu da, foarte, a, foarte lungă. Da. Cu toți oamenii care m-au jignit pe mine, pe colegii mei, administrația federației, dar și pe membrii Federației Române de Fotbal. Pe trei am mers acest, acest... A fost ca o eliberare? A sau fost, cum? a fost. A fost că am cer. văzut... A fost. Totuși și din partea echipei dumneavoastră au existat niște gesturi așa... mai puțin, cum să zic, elegante. A fost un efluviu de bucurie așa. Era și normal, după... Mai ales că lupta a fost una foarte dură. Doar astăzi, sau pur și simplu dacă cineva va avea această capacitate să pună pe hârtie cu, cu cine ne-am confruntat în această luptă, va înțelege că șansele pe care noi le aveam când am plecat la, aceast, la acest război erau foarte, foarte mici. Mm. De ce? Fiindcă asemenea lupte în care să, să ai inclusiv să te lupți cu, cu, cu media, să te lupți cu cele mai importante două partide politice, atât la putere da. cât și în opoziție. Să te lupți cu foarte multe interese financiare în spate. Ți-e foarte dificil să-ți imaginezi că poți Erau câștiga. Erau mici, dar scorul a fost foarte mare invers. adică. De ce? Fiindcă membrii Federației Române de Fotbal ne-au cunoscut în acești patru ani de zile, fiindcă acesta a fost singurul avantaj pe care l-am avut, ne-au ne cunoscut și au înțeles tot acest proiect și această strategie pe care o avem. Un lucru pe care trebuie să-l menționăm. Uh, Prima, prim, suntem federația care în 2015 își adoptă un document strategic, adică exact ce vrem să facem, un document scris. Lucru acesta nu s-a mai întâmplat niciodată în fotbalul românesc și nu știu dacă alte federații sportive au așa ceva. Bineînțeles, am fost criticat la vremea respectivă, unul, că e un document strategic pe 5 ani. Da? Strategiile în, în fotbal se fac pe 5 ani, asta înseamnă un termen lung, termen mediu în fotbal înseamnă 3 ani, termen scurt înseamnă un an de zile, dar cei care ne-au criticat, bineînțeles, nu aveau de unde să știe aceste, aceste lucruri. Iar astăzi, toată administrația funcționează pe termene limite de implementare. Funcționează Asta am la ca Lauda care vi de... s-a adus e că ați făcut o organizație europeană pe foarte multă lume au auzit spunând chestiunea Pre asta. Funcționează la cheie din punctul da. ăsta de vedere, dar, okay. dar cu o amprentă digitală aș putea domnul... spune. <laughs> domnul Becali, vă place? Am mai răspuns de nenumărate ori. Nu, no, vă întreb, dar nu. Așa, dincolo nu. de, dincolo da. de, de, de nu dacă de, vă de place el, dacă îl place dumneavoastră da. pe el. <laughs> e pe mine niciun caz și cred că, cred că și reacția e aceeași din, din, partea mea. Și când mă refer la, la Gigi Becali, mă refer la profilul lui. Deci nu mă refer la persoană, fiindcă nu-mi place să discut despre persoane ci mă, mă refer inclusiv la, la profil. E bine, profilul lui nu face bine fotbalului românesc. Toate aceste derapaje pe care le are, nu cred că ne ajută ca să, pur și simplu, să putem să dezvoltăm fotbalul în România ca un fenomen social, în același timp să putem să atragem câți mai mulți investitori în fotbalul românesc. Dar ce președinte de club vă place? Sau care are profilul ăsta? Care corespunde profilul ăsta? Păi uitați, cred că Botoșaniu e un club care funcționează bine. Am de văzut față. că vă lăudați să reciproc. CFR re Cluj simțe. e un club care funcționează foarte bine. Viitorul Constanța e un club care funcționează foarte bine din punct de vedere al managementului, în mod întâmplător și un titlu, un titlu câștigat. Dar și la nivelul ligii, la nivelul ligii a doua. Uitați-vă acum că vin din ligă, promovează din liga Hermanstad. Uitați-vă că va juca, după, deci după 36 de ani vom avea o finală de Cupa României cu o echipă din liga a doua. Și mă refer aici la proiectul Hermannstadt care a, a promovat din fie, din an, în fiecare an, în fiecare șalon. Acum vor juca în, la nivelul ligii, ligii întâi. Dar și echipe care promovează momentul de față din liga a treia. Universitatea Cluj e un alt proiect foarte, foarte frumos. Deci au și promovat deja matematic în Liga a doua, Petrolul Ploiești un alt club. Deci cam acestea ar fi modelele care ar trebui, care ar trebui urmate din punctul meu de vedere. Ora noastră s-a cam scurs, dar de hai să vă întrebi totuși. Cu Ionuț Lupescu o să mai discutați, o să mai... Cu siguranță și am și spus-o, adică de foarte multe ori oamenii consideră, m-au considerat un tip conflictual și eram am și spus-o, dacă nu Lupescu își dorește să continue la UEFA, fiindcă vă va, va amintiți episodul cu, da, și cu concediu fără plată, am spus că îl vom susține pentru acest lucru. Adică săptămâna viitoare, în, săptămâna viitoare luni și mas, chiar mă voi afla la UEFA pentru a mă întâlni și cu președintele UEFA, cu Alexander Ceferin, și chiar, chiar, voi, voi aborda acest, acest subiect. Deci dacă eu nu zlupesc cu dorește să continui la UEFA, va avea tot sprijinul meu și al Federației Române de Fotbal. Uite, să încheiem în această notă pozitivă, multă lume o să întrebe, domnule, ține și nu, așa. O să ne calificăm și noi, ne calificăm la Mondialul, că am înțeles că la europenele astea ne calificăm ușor astea care vin. Nu e chiar atât de ușor. Înțeleg că e, că e ceva o distribuție prin mai multe țări, ceva. Iese, mai dar nu cu... ne calificăm direct, adică, Nu, adică nu, 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 trebuie nu, nu, să jucăm trebuie ceva. Trebuie să ne câștigăm acolo pe teren. Da, un și mondial, Avem două posibilități, o Liga Națiunilor și o campanie de calificare care începe anul viitor. Un mondial că asta vrea toată lumea, un mondial mai prindem și noi. Cu siguranță ce ne dorim înainte de toate este să ne calificăm la acest campionat european. Lucrul acesta va conta extrem de mult pentru tot ce înseamnă fotbal românesc. Prin, 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 acest, prin acest fapt fiindcă organizăm cele patru meciuri un asemenea succes ne va fi mult, mult mai ușor să construim o campanie de calificare pentru mondialul în 2022. Iar la... dacă, dacă și numărul echipelor va crește la 48, atunci cu siguranță vom avea o șansă mai mare. E, 48 o să fie jumate de planetă. Răzvan Burleanu și jucător, uite că v-am întrebat să-mi ziceți mie lucruri rele despre niște oameni, dar ziceți de la națională, e cineva care vă place? E un fotbalist care? doamne, ăla e, îl simt eu că e pe sufletul meu. La, la nivel da, de prima Da, da. Da. N-aș vrea să nominalizez. N-aș singură... no, 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 vrea să fac lucrul de acesta, de fiindcă da. după aceea s-ar putea interpreta. Dar nu, avem. Deci am o relație foarte bună cu toți jucătorii. Da, și de ce s-ar putea interpreta? Că îl aduceți dumneavoastră la Națională sau că îl pune cont? Nu, da, no. uitați, haideți să vă dau. Da. Bun. Zice... Încerc să intru în acest, în da. acest, în acest, în acest exercițiu. Uitați, da. doi jucători în care chiar, chiar cred că au aceste da. capacități de, de lideri. Pe de o parte ar fi Alex Kipciu, care și joacă în Belgia și ar trebui să o facă chiar, chiar mai des și dacă ar face-o mai des, cu siguranță ar putea să, să, se impună mult mai bine și la nivel de, de prima reprezentativă. E tătărușanul după aceea, care întotdeauna îți dă o garanție foarte mare acolo în poartă, chiar dacă nu vorbește atât de mult, vorbea, de exemplu, Lobby Bogdan Lobons, dar și Nicolae Stanciu, care s-a integrat foarte, foarte bine. Asta ca să poți să intru okay. în exercițiu dumneavoastră să mă și fac pe, pe plan, plan. Pe plan. Uh, uh, uite, uh. Și din străinătate e vreun fotbalist care vă place? Uh, nu, nu român. Deci un fotbalist despre care să ziceți, mă, ăla e al meu... dintre cei care joacă da, astăzi? Da, 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 dintre mari Bun, planeta astăzi e împărțită între Messi, între Messi o, și, peste, și... Că asta, asta, e banal. Ceva care, când se duce Răzvan Blanc, zice, uite, îl urmez. Eu, mie, mi-a plăcut Steven Gerrard, de exemplu. Mi-a plăcut Lampard, îi consider mari, mari de toate, adică jucători mult mai importanți decât ce au avut cele două echipe vreodată în atac. Cu siguranță voi fi prezent la finala de Champions League Așa? și îmi doresc să câștige Real Madrid <laughs> da? pentru chestia. a treia oară consecutivă, no, da. Da? deși, 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 deși da? din punct de vedere al managementului, clubul pe care îl apreciez, sunt două cluburi pe care le apreciez extrem de mult, primul model de club pe care îl consider unul de succes este Barcelona mai ales Barcelona, momentul între, între până în 2009, deci 2002-2003 până în 2009. Din punct de vedere al managementului mă refer acum, dar bineînțeles și al jocului spectaculos, fiindcă eu cred că ceea ce este foarte important este nu doar să câștigi meciuri, ci să, și să, să ai un joc spectaculos ca suporterul să-și dorească să vină la meci și să te, să te urmărească. Iar un alt proiect pe care îl admir foarte mult e proiectul grupului City, cu Manchester City, cu New York City, da, cu investițiile pe care le au în Asia, în Australia. Și dacă o să vedem, e aceeași persoană, atât care a fost implicată și care era manager general la Barcelona în perioada pe care am menționat-o și care e manager general acum la grupul City, mă refer aici la Ferran Soriano. Deci ăsta e modelul de club de, de management. Okay. De, pe a, pe a, care a, a Era să uit cu totul. Ați aflat cine a făcut înregistrările alea foarte bune, sonoritate clare, impecabilă? am aflat, impecabil. fiindcă dacă aș fi avut relații atât de puternice în serviciile de informație, aș fi știut. Nu, acest lăsați lucru, asta, da? că nu cu serviciile. Era 10 oameni în sală. E ca și cum să nu, aici noi în studio da. am știți cine, 10 oameni. E foarte dificil. Îl știți. Dacă l-aș se... ști, sp vă spun sincer că l-aș prezenta public. Dar da, n-aveți da. ce să-i faceți, aia e problema noastră, dar îl știți. Nu, aș putea, ce aș putea să fac e să-l scot de la inimă, asta ar fi. Că da. E unul dintre oamenii în care am avut, am avut încredere și eu cred că este lucru cel mai important pentru un manager și anume să-ți investești oamenii pe care ai alături de tine cu încredere dacă aceștia te-au dezamăgit, pur și simplu nu poți decât să te, să te desparți. Da? Uh, nu m-a lămurit niciodată de ce a apărut, de ce a fost dată înregistrarea în presă. Adică, uh, de ce a fost dată? Păi da, nu, În primul rând, un lucru pe care trebuie să-l știți este că înregistrarea aceea a ajuns la echipa contracandidatului nostru înainte de alegeri și, bineînțeles, și ei... Uh, uh, știut uh, asta, uh, da, da, sigur. Păi, uh, asta uh. e filiera. Deci filiera nu e... Deci un lucru pe care nu-l știam astăzi, dacă s-a făcut o interceptare sau unul dintre oamenii prezenți în sală au înregistrat cu vreun device cu întâlnirea respectivă, dar ideea este că în mod cert înregistrarea respectivă a ajuns la contracandidatul nostru și după alegeri, sau nu, chiar în dimineața zilei s-a tot vorbit în spațiul media de existența acestei înregistrări, iar după, bineînțeles, s-a apărut în, în spațiul media. albă e că candidatul nostru, contracandidatul nostru n-a făcut-o publică înainte de pentru el sau pentru păi echipa da, nici nu avea, nu avea interesul. Interesul lor era să se organizeze în funcție de mișcările pe care le, aveam, le făceam noi și în funcție de deciziile pe care, și de ceea ce noi discutam într-o asemenea întâlnire, fiindcă asemenea întâlniri, să știți, au fost multe în, acești, în, aceste trei luni de campanie. Trei luni, fiindcă e pentru prima dată când alegerile la nivel de federație se anunță cu cel puțin trei luni, înainte să făceau mai așa, mai pe blat, ca să vorbim în termeni fotbalistici, și se anunțau doar cu o lună de zile înainte. Și vă Dar... imaginați de ce. Răzvan Burleanu, mulțumesc tare mult mulțumesc. pentru prezență. Spor la treabă. De acum înainte, azi ne-am împăcat. De mâine la emisiune trebuie să vă criticăm când o mai juca da. naționala primul meci pe 5... Nu, 5 iunie jucăm 5 în România, 1. dar jucăm cu Chile din nou. Jucăm în Austria. Am auzit uh, asta, da, da. Se confirmă acest lucru da, și pot să o da. fac și aici astăzi. Uh, vă place studio. Alex Sanchez și mie îmi place Alexis Sanchez. Să vă vedem atunci. Spor la treabă. Și eu vă mulțumesc. Casas é mamãe.